Cotidianul The Guardian a dezvăluit că Iranul a introdus recent pe ascuns noi tipuri de drone militare avansate cu rază lungă de acțiune în Rusia pentru a fi folosite în Ucraina. Iranul a folosit embarcațiuni civile și o companie aeriană de stat la transportul aerian comercial pentru a introduce noile tipuri de drone militare avansate. Au fost trimise cel puțin 18 drone, din care 6 erau Mohajer 6, ce au o rază de acțiune de aproximativ 200 de kilometri și poartă două rachete sub fiecare aripă, împreună cu 12 drone Shahed 191 și 129, care au capacitate de lovituri aer-sol. Aceste tipuri de drone sunt proiectate să livreze bombe și să se întoarcă intacte la bază. Rusia a mai folosit drone iraniene și până acum, dar de tip kamikaze. Noile informații demonstrează apropierea tot mai mare dintre Iran și Rusia de când Moscova a lansat invazia Ucrainei în urmă cu un an. Iranul a respins inițial afirmațiile că ar furniza drone Rusiei, dar ministrul de externe al țării, Hossein Amir Abdollahian, a recunoscut în cele din urmă acest lucru, deși susține că livrările au avut loc înainte de începerea războiului. Luni după amiază, aproximativ 60.000 de manifestanți au adunat în centrul Ierusalimului pentru a protesta împotriva planului de reformă judiciară a guvernului Netanyahu. Demonstranții au manifestat în fața Knessetului, unde departamentul de poliție a trimis peste 500 de ofițeri pentru a asigura buna desfășurare a evenimentului. Demonstrații mai mici au fost de asemenea raportate în toată țara cu sute de protestatari ce s-au adunat în diferite orașe israeliene. Netanyahu a câștigat alegerile recente, promițând că va reforma sistemul juridic al Israelului, limitând puterea judecătorilor curții constituționale care nu sunt aleși de către popor și oferind putere sporită parlamentului care este ales prin vot. În acest moment în Israel se dă o luptă între conservatorii de dreapta, pe de o parte, care doresc introducerea în legile laice israeliene a unor principii morale biblice, și pe de altă parte liberalii de stânga, care vor să protejeze actualele legi liberale, printre care unele promovează drepturile minorităților sexuale. Situația din Turcia rămâne extrem de dificilă după cutremurul devastator de săptămâna trecută, care a ucis deja peste 35.000 de oameni. Autoritățile din Turcia iau în calcul oprirea eforturilor de căutare și intervenția cu utilaje grele pentru a îndepărta molozul, de teama ca zonele afectate de cutremur să se transforme în focare de infecții de la cadavrele prinse sub dărâmături. Organizațiile internaționale estimează că numărul total al victimelor va depăși 50.000. În acest context, bisericile evanghelice se mobilizează pentru ajutorarea sinistraților, deși până acum autoritățile turce limitau cu ostilitate acțiunile organizațiilor evanghelice. Pastorul Mark Madrigal din Istanbul vede în această situație o ușă deschisă pentru a arăta dragostea lui Hristos celor care erau sceptici. El explică faptul că mai multe comunități protestante au pregătit un camion cu 25 de tone de produse pentru a fi trimis în zona afectată. Este o oportunitate de a fi o mărturie bună. Unii musulmani de aici din Turcia cred că creștinii sunt dușmanii lor, așa că văzând că îi ajutăm, vom fi o mărturie foarte puternică a iubirii lui Hristos, încheie pastorul Madrigal. Biserica Angliei ia în considerare ideea de a folosi un limbaj alternativ cu pronume neutre în loc să se refere la Dumnezeu la genul masculin. Preotul dr. Michelle Ipgrave, vicepreședinte al Comisiei Liturgice, responsabilă de această chestiune, a declarat că biserica, cităm, explorează de câțiva ani folosirea limbajului de gen neutru în relația cu Dumnezeu și schimbarea limbajului în slujbele bisericești. Washington Times relatează că Biserica Anglicană va începe o mare dezbatere internă în această primăvară pentru a lua în considerare limbajul de gen în liturghie, după ce o solicitare a venit din rândul unora dintre preoții săi. Mai mulți preoți conservatori s-au arătat consternați de aceste noi propuneri. Pentru ei este inadmisibil ca rugăciunea Tatăl nostru să fie schimbată și adresarea către Dumnezeu Fiul să fie înlocuită cu un limbaj neutru. O astfel de mișcare ar marca o îndepărtare semnificativă de la învățăturile tradiționale evreiești și creștine, care datează de milenii, a menționat The Independent. În ultimii ani, Biserica Angliei a făcut mai multe schimbări doctrinare, punând în conflict agenda globală sexuală LGBT cu învățăturile morale biblice.